Dragi frați și surori, în numele Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova, dorim să vă salutăm pe toți în numele Domnului Isus și să vă felicităm cu sărbătoarea nașterii Domnului Isus și a anului nou 2019. Ne apropiem de finele anului 2018, în care am simțit și am văzut prezența lui Dumnezeu cu noi. Ne bucurăm de părtășiile care le-am avut unii cu alții și cu El. Întrând într-un an nou, vreau să vă las un text din Sfânta Scriptură, care ne vorbește despre venirea Domnului Iisus în lume. Cu 700 de ani aproximativ înainte de venirea Mântuitorului în lume, profetul Isaia descrie o situație de cădere spirituală în lumea de atunci. Și în capitolul 9, versetul 1 și 2, el scrie: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabolon și țara lui Neftare, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținuturile de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care îmbla întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, în preajma sărbătorii a nașterii Domnului Iisus. Când privim în jur, vedem cum totul se transformă. Orașele, satele, chiar și casele noastre se îmbracă cu lumină. De fapt, lumina mereu în vechime a semnificat curățenia, sfințenia, apropierea de Dumnezeu. Și invers, întunericul totdeauna a semnificat păcatul, depărtarea de Dumnezeu, idolatria. Perioada în care este scris acest mesaj era o perioadă de decădere spirituală. Poporul era în așteptarea unor schimbări. Și vedem împlinirea acestei profeții în Evanghelie după Matei, chiar de la bun început, când vine Mântuitorul în lume. Noi citim în Matei capitolul 4, de la versetul 12, când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftale, de care scrie și profetul Isaia. Versetul 16: norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții răsare lumina. Când a venit împlinirea vremurilor, spune apostolul Pavel, când a venit împlinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis pe singurul său fiu în lumea aceasta. S-ar putea spune așa, a venit ca să răscumpere. La împlinirea vremilor a venit ca să dea viață. A venit ca să dea speranță. A venit într-un întuneric ca să dea lumină. Domnul Iisus a venit într-o perioadă când oamenii nu prea îl căutau. El a venit ca să aducă lumină. Ce ar semnifica lumină? De multe ori în Noul Testament noi vedem că Dumnezeu vorbește că lumina acolo este unde este dragoste, unde este înțelegere, unde este părtășie unii cu alții în sinceritate. Lumina mai semnifica și multă, multă rugăciune. Dumnezeu a adus această lumină și s-a făcut posibil și părtășia noastră și dragostea noastră unii față de alții și de Dumnezeu. Și toate acestea s-au făcut posibile prin venirea Mântuitorului în lume. Apostolul Ioan, în 1 Ioan, scrie foarte scurt, spune în capitolul 1, versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Și apoi clarifică lucrurile în capitolul 2, de la versetul 9, unde spune: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în El nu este niciun prilej de păcătuire. El ne-a adus dragoste, ne-a adus pace, El ne-a adus bucurie, El ne-a împăcat cu Dumnezeu, El ne-a adus iertare. Toate acestea înseamnă lumină.
textul pe care l-am citit de la început, vreau să-l mai repet o dată. În Isaia, capitolul 9, versetul 2 spune: poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Vă felicităm cu sărbătoarea nașterii Domnului Iisus și vă dorim ca în aceste zile de sărbătoare să simțiți prezența lui Dumnezeu, să fiți o lumină și lasă ca din casele noastre să emane multă lumină pentru oamenii din jur, pentru ca ei să vadă faptele noastre bune, să vadă dragostea noastră unii față de alții și să-L proslăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dumnezeu să vă binecuvânteze!